m-am născut în Slatina, județul Olt. Despre copilărie pot spune că am avut una frumoasă. Fobiile mele de-a lungul timpului n-au fost multe. M-am dat pe skate. M-am apucat prin clasa a 5-a, m-am dat 4 ani pe skate. După aceea m-am apucat de sală până în prezent. De sală m-am apucat în clasa 8-a, deoarece am avut o ceartă pe internet cu un băiat. Am ieșit afară să ne certăm și s-a cam luat de mine și eu n-am avut ce să fac. Și am zis că din momentul ăla m-am apucat de sală și nu m-am mai lăsat. Acum sunt anul întâi la facultate, la Politehnică, la Electronică și Telecomunicații. La RXF m-am înscris deoarece îmi place sportul, îmi place sentimentul de adrenalină. Aveam de mult în gând să mă apuc de sporturi de contact și am zis că cu ocazia asta m-am și apucat. Mă antrenez în fiecare zi. Sparingurile sunt foarte intense și antrenamentul în sine de rezistență, de forță. Consider că adversarul meu nu are nicio șansă. O să ne vedem în cușcă pe 27.